Oameni de milioane. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM reușește să facă minuni în această perioadă destul de agitată. Ne-a spus în perioada de lockdown că totul se transformă și chiar totul se transformă. În ce direcție, bună sau rea, rămâne de văzut și de tras concluzia mai încolo. Pentru moment ne invită să vedem Steaua fără nume la teatru, unul dintre acei curajoși frumoși din perioada pe care o traversăm cu toții, Vlad Zamfirescu. Bun venit la Europa FM! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Zic curajos, frumos, pentru că ți-ai asumat un dublu rol pentru Steaua fără nume, și actor, dar și regizor, ceea ce presupune să mobilizezi alți colegi pentru un proiect într-o perioadă delicată. Cum e să lucrezi în perioada asta? Să știi că n-a fost greu, pentru că toți își doresc să joace și și-au dorit rolurile, așa că a fost simplu din punctul ăsta de vedere. Steaua fără nume este un text, o piesă de teatru cu care mulți probabil s-au mai întâlnit și au și așteptări pe măsură. Cum este viziunea ta asupra acestei piese? O să spun o chestie. De obicei, în ultima perioadă, piesa asta s-a pus în diferite feluri mai moderne, mai extravagante, mai interesante. Și cumva mi se pare că a devenit acum o noutate să realizăm această piesă în contextul în care ea a fost scrisă. Nu m-a interesat nici să o modernizez, nici să o complic într-un fel. M-a interesat să aduc parfumul acelei epoci. Și cred că asta acum e o noutate. Pe 29 noiembrie este prima reprezentație la sala Ion Caramitru de la Teatrul Național și imediat cum a apărut anunțul, deja s-au vândut rapid biletele, astfel încât a fost și a doua programată și, mai interesant, în a doua zi de Crăciun deja este programată o nouă reprezentație. Te așteptai cumva, anticipai succesul ăsta? Nimeni nu știa cum o să funcționeze. A fost o perioadă în care teatrele și sălile au fost blocate. Lumea nu mai venea la teatru, dar uite că se pare că au început să revină și mă bucur foarte tare. Pentru cine nu prinde bilet acum pe 29 noiembrie, îi invităm și la Constanța pe 21 decembrie și după aceea din nou în București pe 26 decembrie. Cum este să lucrezi în perioada asta? Cum lucrează actorii? Cum vă întâlniți? Cum decurg repetițiile? Cât de greu, cât de ușor este? Paradoxal e mai simplu, pentru că spectacolele nu mai sunt în număr atât de mare. Noi nu mai jucăm atât de mult cum jucam înainte, când era cu sălile pline. Și atunci avem cumva mai mult timp de repetiții, ceea ce, din punctul ăsta de vedere, e foarte bine. În perioada de lockdown ai venit cu un alt titlu, cu o altă piesă, Totul se transformă. Chiar aseară am jucat. Cum e perioada asta în care, paradoxal, văd că ești foarte creativ și productiv? Adică... S-a întâmplat. Am alături de mine un autor în care eu cred foarte tare, care deja e confirmat pe piață, e extrem de jucat. Un autor român, din tânăr, cu care am făcut mai multe proiecte. Și el a venit cu textul în perioada pandemică grea, până să apară vaccinul. Și atunci am avut și un producător, un frumos nebun alături de noi, care a zis, hai să o facem. Toată lumea era puțin cu frână, așa, măi, ce facem noi acum? Scoatem o piesă de teatru când lumea e blocată, toată lumea? Și el a zis, da, hai să-i dăm drumul, avem timp de repetiții. Și glumea el la un moment dat, îmi spunea, păi tu îți dai seama când ei fi prins altfel pe Maia Morgenstern și Carmen Tănase la repetiții. E, acum au timp de repetiții, puteți să faceți piesa. Da. Vlad Zamfirescu, cât de mult crezi că se transformă teatrul după perioada asta? Eu nu cred că se transformă, cred că teatrul va reveni. Istoria milenară a teatrului nu se va opri aici, nu se va opri într-o pandemie sau cum la fel pe vremea lui Sebastian, nu s-a oprit într-un război. Nu știu cine cunoaște, dar prima premieră absolută la care a participat și Mihail Sebastian a avut loc pe 1 martie 1944, fix cu 30 de ani înainte să mă nasc eu, fix pe 1 martie,
Și era o stare de război. Dar teatrul a funcționat și s-a jucat și atunci. Bun, vorbim despre Steaua fără nume pentru cei care n-au făcut legăturile imediat. Exact. Cu ce alți colegi se mai întâlnesc cei care vin la teatru să vadă Steaua fără nume? Alături de mine este Diana Roman, care o joacă pe frumoasa Mona, Andy Vasluianu, Grig, Valentin Teodosiu, șeful gării, Luminița Erga, domnișoara Cucu, Adrian Titieni, Udrea, profesorul Udrea, Eva Cosac, eleva, și Gabi Vatavu, Ichim. Pentru cei care nu cunosc piesa, care ar fi motivația pentru care ar trebui să o vadă neapărat și să o vadă și pe o scenă mare cum este cea a Naționalului? Sunt multe motivații. În primul rând, reîntâlnirea cu textul ăsta minunat, pe care pe mine mă bânduie de foarte mult timp, și cred sincer că avem nevoie și de un respiro. În nebunia asta în care trăim cu toții deja de foarte mult timp, cred că avem nevoie cu toții de altceva, de o poveste de dragoste, de, în cazul de față, de altceva, de un respiro. Și cred că ăsta poate fi un respiro bun pentru spectator. Bun, eu mai știu un alt motiv. Această piesă e cumva și o punte emoțională între tine și tatăl tău, pentru că, corectează-mă dacă greșesc, el a jucat în versiunea pentru TV a piesei. Și în versiunea pentru TV. El a jucat-o și la Teatrul Odeon și până a fost făcută și versiunea TV. E adevărat. Eu am mai spus asta în niște interviuri. Eu am și flash-uri, așa, amintiri de pe platoul de filmare de la TVR, când eu aveam, nu știu, în jur de 10 ani și am fost o zi sau două acolo unde el a filmat această piesă. Eu mă bucur că pot să o fac. E un fel de reverență, dacă vrei, că putem și noi să facem, să spunem și noi povestea asta în felul nostru. Și am și vorbit cu el pe tema asta și abia așteaptă să vină să o vadă. Simți cumva o presiune sau o emoție mai mare? Faptul că vine el și că pentru el a fost un rol important în viața lui, mă bucură și evident că mă emoționează. Bun, după această piesă, Steaua fără nume, ți-ai făcut cumva planurile? Există un proiect nou la care deja te gândești? Din păcate sau din fericire există, da. Deja suntem, autorul același Alex Popa scrie o piesă care ar trebui să fie gata în decembrie și din ianuarie ar trebui să începem repetițiile cu aceeași distribuție de la deja cunoscutul spectacolul, inclusiv și pe o pânză de păianjen, adică alături de Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor și Diana Roman și Andy Vasluianu. De data asta ni se va alătura și Șerban Pavlu și în aceeași echipă plus Șerban Pavlu vom face al treilea spectacol de Alex Popa. Sigur că ele n-au legătură între ele. Cine a văzut-o inclusiv și pânza de păianjen o să vadă, știe că sunt două povești complet diferite. Așa va fi și a treia, nu va avea nicio legătură cu primele două. Dar echipa este aceeași. Mă uit la tine, ai un zâmbet foarte larg. Este încă dimineață și ne beam un pic mai devreme cafeaua fiecare în cadrul lui. De unde îți găsești puterea asta și zâmbetul și optimismul? Pentru că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în jur și totuși îți găsești puterea să te concentrezi asupra teatrului, asupra scenei și să-ți adun colegii în proiecte. Nu cred că e o putere specială, cred că e o normalitate. În momentul în care faci ce-ți place, știi foarte bine, te duci cu drag și cu pasiune și cu plăcere la muncă. Pentru noi, evident că nu e o muncă, e o pasiune transformată în muncă și atunci ne ducem cu mare drag și abia așteptăm să ne întâlnim, să repetăm și să putem să ajungem, să oferim publicului ceva frumos. Nu te sperie incertitudinea asta din perioada asta? Ba da, normal, ca pe orice om. Am zeci de întrebări, sunt îngrijorat, dar cred sincer că la un moment dat lucrurile se vor așeza pe un făgaș. Nu știu dacă făgașul va fi identic cu cel de dinainte de pandemie, dar se vor stabiliza într-un fel sau altul. Sper, așa sper. Nimeni nu știe, nu deține adevărul absolut, dar așa cred.
Aș vrea să închem într-o notă optimistă și cea mai optimistă și frumoasă notă la care mă gândesc este invitație la teatru, la Steaua Fără Nume, așa că o să te rog frumos să le adresezi prietenilor care ne urmăresc, fie în interviul video, fie ne ascultă la radio pe frecvențele Europa FM, o invitație la teatru. Vă invit la un text important, un text care a făcut furor și la vremea lui când s-a lansat în perioada în 1944 și după aceea. Această piesă a ținut cumva de steagul sus în mai multe teatre și sunt convins și sper că nu o să vă dezamăgim nici de data asta. Vlad Zamfirescu, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mulțumesc de invitație. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM.